viață. Te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. 18 septembrie. Mai avem foarte puțin până în ziua de 27, ziua alegerilor, după care vom reveni la formula veche de emisiuni. Până atunci însă avem din nou candidați ai partidului USR Plus în emisiune, domnul candidat la funcția de primar, Marius Sirimia. Bună dimineața, bine ai revenit, Marius. Bună dimineața. După o zi cu aventuri, dar o să avem timp să mai vorbim despre asta mai încolo. Și alături de domnia sa, doamna Ramona Tofan, candidat pentru Consiliul Local Piatra Neamț și omul care a asigurat mult timp conducerea filialei. Bună dimineața! Bună dimineața! Și v-aș propune să începem cu dumneavoastră, pentru că nu e așa, doamnele au prioritate, cel puțin la ora aceasta, la cafea. Haideți să încercăm un pic să discutăm ce ne propune USR Plus la Piatra Neamț în privința a ceea ce înseamnă, ceea ce lumea numește în general, mobilitate urbană, situația asta care ne deranjează zi de zi, și cu drumurile, și cu parcările, și cu tot ce avem în zona aceasta. Da, mai întâi aș vrea să încep cu situația transportului în comun. Vă rog. Chiar ieri pe un grup de Facebook am sesizat că o doamnă a avut curajul să ne comunice că sunt probleme la transportul în comun, mai ales datorită și condițiilor de distanțare. Sunt copii care nu pot ajunge la școală, care chiar nu au putut urca în autobuze, și o soluție la aceste probleme care le au cetățenii din Piatra Neamț, noi o propunem ca fiind transportul școlar, cu microbuze dedicate. Pentru a evita aceste ore de vârf de dimineață, când probabil pur și simplu nu mai sunt locuri, și atunci șoferii se văd nevoiți să ori să nu mai oprească, ori să nu ia toată lumea din stații. Ne dorim să nu se mai întâmple astfel de situații și să reușim să implementăm un plan de mobilitate urbană care să asigure un transport eficient, dar și o reducere a emisiilor de gaze, așa cum își propune și Uniunea Europeană pentru toate țările din cadrul ei. Da, și poate vă gândiți și la niște autobuze dedicate care să fie măcar hibride, dacă nu electrice. Nu, electrice. Obligatorie electrice. Viitorul este electric. Da. Da. Îmi cer scuze. Da, nicio problemă. Am avut exemple în țară. Orașul Turda este unul dintre ele, în care s-a putut implementa un plan de mobilitate urbană durabilă, dar care a însemnat nu doar achiziția 20 de autobuze electrice, mult mai mult. Au fost investiți aproape 31 de milioane de euro încă din 2018 pentru asfaltarea și modernizarea străzilor din oraș, crearea pistelor de biciclete, alveole pentru autobuze, stații modernizate, sistem de e-ticketing, monitorizare video, inclusiv bike sharing. Ne dorim și noi să reușim să facem astfel de plan de urban, de mobilitate urbană și în Piatra Neamț. El este început mai doar cu o parte din cele menționate, dar ne dorim mult mai mult. El ar trebui să fie un plan de dezvoltare integrat. Nu luăm 40 de autobuze electrice, facem două stații sau trei de încărcare și în rest mai vedem. Eu aș fi făcut și altceva, aș fi dat exemplu. Eu aș fi avut la primărie acum și la mult iubitele societăți ale primăriei mașini electrice. Trebuie să dăm exemplu. Să dau un exemplu și ca să pot
până la urmă și justifica în fața populației, uite, domnule, asta vrem, asta dorim să facem. Da, pentru că trebuie făcut un sistem integrat în care și agenții economici, și administrația, și populația să înțeleagă necesitatea schimbării modului de transport, cu atât mai mult cu cât ne dorim un oraș turistic care să aibă un aer curat și respirabil și oamenii să fie sănătoși. Și să înceapă încet, încet să renunțe la mijlocul de transport personal și să se bucure de biciclete, de mersul pe jos, inclusiv turiștii care sperăm să ajungă la noi. Da, este un lucru care, în mod normal, ar trebui să fie, nici să nu se discute. Să găsim soluții cât mai puțin poluante. Așa, ne tot lăudăm, suntem un oraș de munte, suntem un oraș cu aer curat, mă rog, discutabil. Ținta noastră este ca în 2030 Piatra Neamțu să devină capitala verde a Europei. Avem timp, 10 ani de zile, să transformăm orașul ăsta frumos într-o capitală verde. Da, vă rog, îmi cer scuze că v-am Da, întrerupt. Și s-a constatat că foarte multe buteaje sau, mai bine zis, congestionarea traficului în toată Uniunea Europeană ne costă 270 de miliarde de euro pe an. Și de aici este un punct de plecare care să ne ajute să înțeleagă toată lumea că avem nevoie de o dezvoltare durabilă și o mobilitate care să asigure un sistem de transport eficient, integrat, durabil și sigur pentru toată lumea. De aceea noi am propus și aceste microbuze școlare care să aducă copiii la școală, mai ales în perioada rece a anului, iar pentru perioada caldă, inclusiv mai mulți copii să apeleze la mersul pe bicicletă. Este și foarte sănătos și cu atât mai mult cu cât în ziua de azi copiii fac mai puțină mișcare. Da, pentru ca să apeleze la mersul pe bicicletă trebuie să avem piste de bicicletă. Avem condiții, pentru că altfel acum este, cum am spus de atâtea ori, sport extrem la Piatra Neamț. Periculos. Da. Sport extrem. Ia, no, deja dumneavoastră le-ați dus mai sus. Sport extrem și știu ce vorbesc. Da. Credeți-mă că eu de-abia aștept să vină ziua în care și eu și petița mea să putem merge împreună cu bicicleta prin oraș. Da. Cum rezolvăm alte probleme din zona aceasta? Ne-am gândit de asemenea în zona centrală, pentru că ne dorim ca și în alte părți ale Europei Curtea Domnească și monumentele istorice să fie o zonă fără trafic, decât pedestru și fără cât mai puține autovehicule doar pentru riverani. În zona hotelului Ceahlău să reducem sau să fluidizăm, mai bine zis, traficul. Și acel semafor care este la magazinul unic să desfințeze, pentru că de multe ori mașinile sunt blocate în sensul giratoriu și foarte dificilă circulația. Este greu de înțeles să ai un sens giratoriu și un semafor, un semafor imediat lângă el, pentru că la orele de vârf se blochează și patru, sensul giratoriu. Și patru treceri de pieton pe cele patru direcții. Da. Iar pentru a fluidiza, cum spunea Ramona, traficul, noi venim cu o propunere de a realiza un pietonal supraterian sub formă de cruce sau de X, pentru că acolo este zonă destul de mare pentru a ne putea dezvolta un, să zicem noi, un giratoriu pentru pietoni. Dar pentru și ca să nu folosim scări, pentru că persoanele în vârstă le este foarte greu să urce, să coboare, noi folosim genul de rampă pentru că fiind spațiu putem să facem o pantă mică și acea rampă poate fi folosită și de persoanele cu dizabilități.
Pentru că tot timpul noi în toate proiectele... Încercați-mi un pic să-mi explicați ca să înțeleg unde ar veni, cum ar veni. Deci pleacă, sunt patru direcții, una este magazinul unic, una este vis-a-vis, una este o șaormerie, nu știu ce. Mă rog, ceva. Așa, partea dinspre teatru, care va, o altă bretea va fi în fața hotelului Ceahlău, iar cealaltă unde este Coffee and Go, în acea zonă. Am înțeles, deci. Da. Pentru că acolo, toți, cu toții știm, acolo, în orele de vârf, efectiv, se blochează orașul. Pentru că este sensul giratoriu, este acel semafor de la unic care oprește traficul și sunt cele patru treceri de pietoni, zona fiind foarte, foarte, să zic eu, aglomerată. Automat, oamenii sunt, șoferii sunt opriți de, în dreptul trecerilor de pietoni. Așa cum știm, cele mai multe permise se iau la acea trecere, pentru că așa este. Acea trecere este oarecum cel mai mare dușman al șoferilor, pentru că acolo am văzut foarte mult și am foarte mulți prieteni care au rămas fără permis. Acolo, haideți să vorbim pe aia dreaptă, a fost vorba tot timpul de anumite interese. Începând cu parcarea aceea, care nu mai aparține nici celor care au parcări, nici orașului, aparține magazinului, ceea ce este destul de ciudat, plus trecerea de pieton care a fost făcută tot așa, cu scopul pentru clar. Acel magazin. Adică aici sunt alte interese, nu s-a gândit nimeni la fluidizarea traficului, la alte lucruri de genul acesta. Nu, acolo au fost niște interese. Este foarte important, pentru că vor veni bani pentru așa ceva pe următorul exercițiu bugetar 2021-2027. A, dar marea provocare în oraș la noi va fi și este deja. E vorba de parcări. Și aici discutăm, inclusiv, țineți minte, domnul Iremia, că am discutat noi despre parking, despre celelalte moduri de firme de parcare. N-am văzut până acum, în afară de aceste parcări de reședință, o soluție pentru parcări. A încercat fost primar de Piatra Neamț, în zona unde ne aflăm noi acum, cu acea parcare care acum s-a transformat, după aceea s-a transformat într-un mall. Într-un pseudo-mall. Pseudo-mall, că nu-i mall, e o chestie, nimeni nu știe ce e acolo. Struțo-cămilă. Da, o struțo-cămilă. Probabil că dacă rămânea acea parcare, zona arăta altfel din punct de vedere al mașinilor și nu numai și al traficului. Și trebuie găsite soluții. Sincer, nu mă pricep, dar poate aveți dumneavoastră vreo... Da, avem o soluție. O să vă rog pe dumneavoastră să dați drumul filmulețului. USR-ul vine cu o propunere de a realiza pentru început. Noi avem un exemplu, am dat un exemplu în zona străzii 22 decembrie, care pe viitor dorim să o transformăm în pietonal, pentru că acea zonă se pretează foarte bine pentru pietonal și dorim să realizăm parcări subterane, iar deasupra să fie spațiu verde, pentru că există o luptă între cei care își doresc parcări și cu toții ne dorim parcări, pentru că avem mașini și numărul mașinilor este foarte mare și în creștere în Piatra Neamț, dar cu toții ne dorim în același timp și spațiu verde. Se vede inclusiv schema pe care... Da, vedeți. Dar noi am făcut un exemplu. Exemplul este, cum spuneam, în zona restaurantului Paharnicu și cam așa vedem noi rezolvarea acestor două mari probleme. Arată foarte frumos. Vă dați seama că în realitate va arăta și mai frumos, pentru că nu am reușit noi să punem în acest mic filmuleț toate elementele care vor fi în realitate. Dar în mare așa va arăta. Și așa ne dorim să facem în toate cartierele. Și cam câte zone ați identificat așa în oraș? Sau... Ne dorim pentru început cel puțin o astfel de zonă în fiecare cartier. Există posibilități de finanțare pe fonduri europene pentru așa ceva? Aici cu fondurile europene îi dau voie colegii mele, pentru că... Eu m-am uitat spre doamna Ramona, dar încercăm să ne uităm și pe filmuleți și pe ce?
Da, da, sunt în exercițiul următor fonduri importante pentru dezvoltări de mobilitate urbană și nu numai, inclusiv pentru acest tip de parcări, de asemenea pentru extinderea podurilor, așa cum ne dorim, poate reușim să extindem podul de aici de la piață pentru tot așa fluidizarea traficului, pentru extinderea de asemenea în zona deasupra Cuieșdiului, tot așa să construim o platformă pe care să îmbinăm spațiu verde cu parcările. Și sunt fonduri alocate special în exercițiul următor pentru acest tip de parcări și dezvoltare a spațiilor din oraș pentru a asigura parcarea mașinilor, în special a celor de rezidență. Am înțeles. Arată bine, ar fi extraordinar să avem asemenea zone, pentru că ele ar da un impuls și arhitecților să gândească asemenea spații și poate s-ar gândi cineva și la primărie să spună așa, dom'le, înainte de a da un aviz de construcție pentru ceva, hai să ne gândim și la partea asta. Exact asta. Că aici, aici este o problemă. Apar tot felul de clădiri, de birouri, am văzut... Printre blocuri. Printre blocuri. Ok, foarte bine, dar parcări? Așa este. Dar spațiu verde? Dar spațiu verde, dar parcări. Pentru că Piatra Neamțul este deficitar la spații verzi în oraș. Nu vorbim de ceea ce avem pe lângă. Dar în oraș, spațiu verde ne cam lipsește. Avem un parc și acela foarte mic și în rest cam atât. Este o idee foarte bună, zicem noi, bani sunt, trebuie să se brea. Și noi chiar vrem să facem aceste lucruri. Da. Arată bine. Ce să zic? Acum să vedem în ce măsură lucrurile acestea vor fi și bine primite de oameni. Și nu văd de ce n-ar fi bine primite. Dar să știți că ideea aceasta a venit în urma discuțiilor cu oamenii în precampanie, la începutul campaniei, când toți, marea majoritate spuneau, domnule, ne trebuie și parcări, foarte multe parcări, iar alții spuneau, ne trebuie spațiu verde, găsiți o soluție. Iar noi am găsit o soluție și o vom pune și în practică după 27 septembrie. Da. Să mergem mai departe, dacă mai aveți la acest capitol de adăugat și alte lucruri, doamna Ramona Tofan. Ne dorim un oraș accesibil care să țină cont și de agenții economici care își desfășoară activitatea în Piatra Neamț. Știm că a existat o solicitare din partea unui grup de agenți economici din zona, fosta zonă industrială, de a construi un sens giratoriu care să le faciliteze deplasarea camioanelor cu marfă și nu au primit un răspuns destul de rapid. Îmi cer scuze, au primit un răspuns. Da, dar au după un mai bine de un an face, de zile. Că vom face. Da. Și eu vă rog să continuați, eu încerc să găsesc până atunci niște lucruri apropo de această intersecție. Da, era absolut necesar, dar se pare că primăria nu a fost atât de receptivă la solicitarea agenților economici și ei au continuat să solicite un lucru normal până la urmă pentru a-și dezvolta activitatea și care ne afectează pe toți. Și sunt agenți economici importanți care contribuie la bugetul local cu taxe și impozite. Dacă Bogdan ne ajută din emisie, o să vedeți în data de 20 iulie, ne vedem cu toții, vă vedeți și direct pe site-ul Mesagerul de Neamț, sloganul să sprijinim întreprinzătorii locali, varianta Piatra Neamț. 12 firme importante au solicitat realizarea unui sens giratoriu, cererea trenează din mai 2019. După ce a apărut acest material în iunie, am avut 3-4
promisiuni că vor începe lucrările și că în definitiv nu durează foarte mult, că ele se puteau realiza imediat, doar mutați peste 200. Noapte, credeți-mă, da. Se putea să facă un sens generator provizoriu din acele butoaie de plastic alb-roșii și apoi să-l transforme într-unul definitiv. Da. Dar din câte știu eu, poate nu greșesc, auzisem că sunt dispuși acei investitori. Unii dintre ei au spus că ajută contribuie și ajută la și construirea acelui. Ba mai mult decât atât. La un moment dat au spus că îl facem noi. Vă dați seama că primăria ce o fi zis la început. Dom'le, n-avem bani. Când au văzut că unii vor să vină cu bani, au încercat altfel de scuze, să zicem noi așa, pentru a nu face. Iar acest lucru este inadmisibil din punctul nostru de vedere. Noi ne dorim pe toate căile să ajutăm investitorii, pentru că suntem conștienți că investitorii ajută la bugetul local foarte motorul, principal. Ei sunt motorul dezvoltării. Despre ce vorbim aici? Dacă n-ai firme, n-ai oameni care să investească, să facă, să dea, să creeze locuri de muncă, să dea salarii, punct, s-a terminat. Și zilele trecute auzeam dar la Piatra Neamț se fac multe lucruri bune și se aminteau nume de firme care fac, da, așa este. Dar în ce condiții, asta e problema. Din păcate aveți mare dreptate, aș fi vrut să vă contrazic, dar nu pot și lucrurile astea se vor rezolva. Eu vă dau cuvântul că aceste lucruri se vor rezolva, pentru că noi USR-ul, USR Plus, Alianța USR Plus, suntem total deschiși și o să ajutăm în cât mai multe direcții investitorii din acest oraș și viitorii investitori care vor dori să vină să investească în Piatra Neamț. Bine, ca să vii să investești la Piatra Neamț, ai nevoie de condiții. Dar condiții avem. Eu sunt sigur, am studiat, condiții avem sau mai putem crea condiții pentru a Piatra Neamțul să devină atractivă pentru investitorii nu foarte mari, dar investitorii mari. Ne dorim să fim parteneri, de fapt, în dezvoltarea orașului împreună cu agenții economici. Eu chiar știu despre un proiect important cu fonduri europene, o mică fabrică care urmează să se construiască la Piatra Neamț, fiind și zona defavorizată, a primit un punctaj mai bun. Zona defavorizată? Așa apare în documentele. Dar eu știam că este în stațiune națională de interes, stațiune turistică de interes național. Au primit punctaj în plus pentru această zonă, o fabrică spaniolă. E bine de știu. Da, și ne dorim să consultăm de fiecare dată oamenii de afaceri, să ne spună care sunt problemele lor și cum putem să-i ajutăm în dezvoltarea și această rutieră și de orice altă natură. Da, mi-aduc aminte acum că tot m-ați provocat intersecția de la gara. Ce mai rămas din gara noastră? Așa, gara ca idee. Da, gara a devenit doar monument istoric. Da. Trenul nu mai trec. Acolo banii au fost puși de o firmă privată. Da, așa este. Toată intersecția aceea a fost făcută de o firmă privată. De ce? Pentru că el trebuia să dezvolte. Și cei de la primăria zic, da, bine, te dezvolți, te dezvolți, dar vezi tu că e cam greu să facem sens giratoriu acolo. Dar și sensul giratoriu de la mall, de la Carrefour. A, bine, și acolo, cele două. Cele două aici sunt tot, deci, investiție privată în domeniul public. Deci sunt niște lucruri care până la urmă îți arată și nivelul la care te prezinți tu în fața unui investitor. Ori te prezinți cu căciula în mână, ori cu căciula în cuier și stai drept în fața lui. Da, am venit, da, foarte bine, investim foarte bine. E bun, dar nu ne faceți și un semn giratoriu când ieșiți de acolo, știți? Că noi, și după aia noi ieșim și dar spunem, nu ne reparați și niște străzi, dar exact. Hai, poate ne trageți și niște țevi de apă, mai vedem. Da. Bun, cam așa stau lucrurile în acest domeniu. Domnul Irimia, ieri v-ați dus să vedeți cum e cu șoseaua de centură, nu am înțeles? Da, pentru că hai să spunem că ieri ieri a fost lansarea proiectului de centură ocolitoare al
Viziunea domnului Răzvan Cuc, candidatul la primăria Piatra Neamț din partea Alianței. Unei alianțe, nu mai știu cum se cheamă acea alianță. Și, cum bine știți, și noi, USR Plus, avem un proiect de centură ocolitoare pentru zona metropolitană zona metropolitană Piatra Neamț. Noi am venit încă de la început, de pe 17 iunie, cu acest proiect. Probabil unii oameni au mai uitat. Și m-am dus doar din curiozitate să văd pe care este viziunea alianței domnului Răzvan Cuc privind această centură. Din păcate, nu pot să fiu de acord cu acel proiect, pentru că proiectul pe care l-a prezentat domnul Cuc este un proiect tipic, să zic eu, românesc. Mai întâi facem zona cea mai accesibilă, zona de câmpie, de șes, în care nu avem, să zicem noi, diferențe mari de nivel, și apoi mai vedem noi dacă facem zona aia care ne interesează și care fluidizează cel mai mult traficul. Avem exemplu autostrăzile de la noi din România, care s-au făcut pentru început cele din partea de sud, unde este terenul, este, să zic eu, prietenos pentru investitorii sau constructorii de autostrăzi, iar de străbătut, de spar Carpații, încă nu a îndrăznit cineva să facă acest lucru și nici nu va îndrăzni în viitorul apropiat. Ceea ce vedem la televizor sunt doar promisiuni. Așa cum știm, și autostrada Unirii. Mai întâi vor să facă tronsonul Târgu Neamț-Iași, care zic eu că există cât de cât o fluidizare a traficului, în loc să se apuce mai întâi să spargă Carpații, să facă între Ghimeș și Târgu Mureș, pentru că acolo sunt ambuteiajele, acolo sunt serpentinele, acolo transportatorii mari care au tiruri, au probleme mari. Ia, asta ar fi vrut, asta îți doresc. Mai întâi, haideți să rezolvăm problema dificilă și apoi cea mai ușoară. Nu începem. Acum eu zâmbesc și zic, dă Doamne, măcar să înceapă undeva. Da, dar haideți să începem cu cei mai greu prima oară. Uite, am pus pe ecran proiectul vostru. Da. Proiectul nostru, cum v-am spus, este de prin iunie. Acest proiect l-am realizat în 5 zile, nu în 2 luni, cum a zis domnul Cuc, cu o armată de specialiști. Eu l-am realizat singur, pentru că sunt specialist în sisteme geospațiale. Iar când i-am spus domnului Cuc de geospațial, domnul Cuc s-a gândit că e în spațiu. Nu, domnule Cuc, geospațial înseamnă a încadra într-o zonă un obiectiv pe care dorim să-l realizăm. Nu ne referim la spațiu cosmic, cum a crezut domnul Cuc, sau doar a vrut să fie ironic. Noi am ales o altă variantă, varianta cea mai scurtă, pentru că în urma... Cum să explicați pe unde? Deci ea pleacă de la Săvinești, de la Pasarelă, trece printre Cuci și Brășăuți, o ia pe Albia Bistriței, pe partea vestică a orașului Piatra Neamț, între Calea Ferată și Bistrița. Trece aproape de oraș pentru a putea să deservească și traficului din oraș. Iar să preia traficul din oraș pentru cei care... Pentru cei care folosesc. Pentru că degeaba alegem să fluidizăm traficul către Târgu Neamț, pentru că acel trafic nu este greoi. Eu în fiecare zi merg la Târgu Neamț, fac naveta la Târgu Neamț și vă pot spune că nu este greoi acel trafic. Traficul, cum știți dumneavoastră, este aici, la piață, partea dinspre Bacău, înspre Bicaz. Aici sunt ambuteiajele, aici sunt șoferii supărați. Și aici trebuie rezolvată problema. Pe acest tronson, pe această direcție, est-vest, nu către nord. Înțeleg că vor spre Târgu Neamț să dezvolte mai mult Târgu Neamțul, dar haideți totuși să dezvoltăm Piatra Neamțul. Eu doresc să dezvolt mai mult Piatra Neamțul și apoi să ne gândim și la celelalte orașe. Sunt eu mai egoist, așa, din fire. Și... Într-adevăr, este un proiect nu ușor, dar este un proiect realizabil, pentru că atunci când am început acest studiu, am realizat o analiză geospațială. Iar softul mi-a spus, domnule, aici, pe aici este zona în care se poate construi cel mai bine o centură ocolitoare. Nu făcând roată
pe la Gârcina și... Pe câte sensuri va fi centura? Pe câte nu, eu zic că să fie un singur sens pe demers, pentru că nu o să avem. Ea este, în desen, este proiectată cu două sensuri. Mă uitam acum și două sensuri pe două benzi pe sens, dar eu aș, asta specialiștii vor hotărâ dacă este nevoie de două sau de unul. Asta și în funcție de banii care se pot aloca. Și aici suntem acolo la suntem Sarata. În zona poligonului. Exact, este actualul de la Sarata, sfârșit da, tronsonul. Zonul de la poligon în care va fi o bretea către strada Bistriței pentru a ajuta cei care transportă mărfuri la Carpot. Și avem și un pod, văd că mare. Da, sunt poduri pentru peste lacul Bâtca Doamnei, pentru a putea face legătura către Alexandru cel Bun, către Viișoara. De asta am zis că este o centură a zonei metropolitane, pentru că face legătura între Alexandru cel Bun, Piatra Neamț, Dumbrava Roșie și Săvinești. Iar mai departe ne putem traversa. Mergem pe lângă platforma de la Săvinești, vechea, fosta platformă industrială de la Săvinești și ne legăm de drumul județean 156A, Roznov, Girov, Dobreni, care știm foarte bine că acum este actuala centură ocolitoare a zonei Piatra Neamț, pentru că pe acolo sunt dirijate toate... Obligați aproape. Obligați. Aproape. Iar domnul Cuc a venit cu un proiect care... Zic eu că distruge viitoarea zonă rezidențială a zonei metropolitane, pentru că în acea zonă noi ne-am gândit să dezvoltăm zona rezidențială a orașului Piatra Neamț. Pentru că orașul Piatra Neamț, granițele sunt destul de mici. Am oprit-o să-l rog pe Bogdan să dea mare. Aici ar fi legătura între centura ocolitoare și... Și DN15, Piatra Neamț-Bicaz. Iar de aici cu posibilitate pe viitor să se... Deci unde vine asta exact? În ce zonă? Că nu-mi dau seama. Acea zonă este deja la Viișoara. La Viișoara, da? La Viișoara, da. Da. De asta am oprit aici. Continuăm. Este pe final. Deci fiecare. Domnul Cuc a venit cu un proiect. Noi venim cu un proiect. Până la urmă, cu cât sunt mai multe cu proiecte, cât sunt mai cât multe mai proiecte, bine. Eu nu zic că proiectul meu este cel mai bun. Trebuie să dezbatem mai multe proiecte. Eu, din câte știu, și domnul Chitic a venit cu un proiect pentru a realiza o centură ocolitoare, dar el a ales să ia două imagini de pe internet, să le posteze pe pagina publică de Facebook al primăriei Piatra Neamț și să spună vom face centură ocolitoare, fără să aibă un plan, fără să aibă un program, un traseu prestabilit pe unde va trece viitoarea. Știu că și Ciprian Enache a zis că vrea să facă centură ocolitoare. Ciprian Enache, nu știu dacă are sau nu un... O să vedem că vine în emisiune. O să vedem, chiar o să-l întreb. Da. Știm cu toții că centura ocolitoare este un, să zicem noi, un punct de dezvoltare foarte important, pentru că pe lângă infrastructură, automat vor veni și investitorii. Investitorii, primul lucru pe care îl cer este transport fluidizat. Și din acest motiv vom dori și vom reuși să realizăm o centură ocolitoare a zonei metropolitane pentru a fluidiza și traficul de pe DN15 în zona Dumbrava Roșie, Săvinești, pentru că acum s-au pus acele despărțitoare de sensuri, dar știm foarte bine că în zona respectivă s-au întâmplat foarte multe accidente și chiar unele din ele s-au soldat cu decese. Trebuie fluidizat, trebuie să privim în viitor, trebuie să ne imaginăm cum dorim să arate acest oraș peste 10 ani, peste 20 de ani sau poate peste 30 de ani. Lucrurile pe care le facem acum sau le plănuim acum vor avea o repercusiune bună sau rea în timp. Trebuie tot timpul să ne gândim ceea ce vrem să facem. Da. Chiar îl invit pe domnul Răzvan Cuc la o dezbatere, poate chiar și la dumneavoastră sau poate chiar la o altă televiziune, să dezbatem cele două proiecte. Proiectul nostru și proiectul lui. Să vedem. Dar să vină și împreună cu specialiștii, pentru că domnul nu este specialist. El doar expune o părere a unor specialiști. Iar eu pot să spun că nu sunt nici eu specialist, dar știu
terenul foarte bine în Piatra Neamț și în zona limitrofă. Știu fiecare deal, știu fiecare pârâu, să zic eu, din zona limitrofă al... Și îmi dau seama că pe acolo, pe unde a proiectat-o domnul Răzvan Cuc, nu se poate. Nu se poate. Va pleca la vale împreună cu dealurile pe care a proiectat domnul, cu dealul Humăriei și cu dealul Vulpii. Pentru că știți foarte bine că pe dealul Vulpii este fosta carieră de argilă, a fost ei fabrici de cărămidă. Iar acolo nu există rocă stâncă de desubt. Iar după fiecare ploaie știm că la regiment vine apa aia gălbuie cu argilă cu tot. Da, avem oameni care întreabă ce soluții vor fi pentru turiștii care vin în vizită în Neamț în privința parcărilor. Vedeți că subiectele deja prind. Da. E o întrebare. De asta dorim să realizăm o parcare în zona 22 decembrie. Strada de la, să zicem noi, de la școala 3, acolo, ca să își dea seama pietrenii despre ce zonă vorbim. Și ne dorim să realizăm, pentru că noi dorim să dezvoltăm foarte mult turismul, să realizăm o parcare mai mare în spatele gării, după calea ferată, pentru turiștii care vor dori să ia telegondola, să urce sus pe dealul acesta. În alte orașe sunt parcările acelea la intrarea în orașe, în care îți lași mașina, dar ai un sistem clar de transport în comun, te preia, ai niște facilități dacă lași mașina la transportul în comun. Deci se pot găsi soluții. Știm de acel, dar Piatra Neamțul este un oraș prea mic pentru acele parcări. Eu știu, sunt parcări despre care vorbiți dumneavoastră în Viena, în Londra, în Lisabona, în care lumea, turiștii vin cu milioanele acolo. La noi, noi ne-am gândit să facem o astfel de parcare mare în zonele în care se vor aduna, să zicem așa, turiștii. Da. Haideți să vedem un pic. Lumea interacționează cu dumneavoastră pe emisiune. Oamenii tot vin cu soluții. Da, trebuie viziune pe termen lung. Ne-am săturat de proiecte din acelea făcute de aici până aici. Nu ne interesează ce-i mai departe. Tragem gazul, punem țeava și nu mai racordăm. Sau da, alte lăsăm așa. Alte chestii de genul ăsta. Facem sus clădire și nu terminăm. Sau... Dacă vreți să facem o paranteză cu gazul, pentru că eu dau consultanță distribuitorilor de gaze în anumit domeniu, vă spun din propria experiență, pentru că ei scot acum vechile țevi de oțel și bagă acum țeavă de polietilenă. Deci țevi care au fost băgate în pământ de 20 de ani, dar nu s-au folosit niciodată, ca să înțelegem unde suntem noi acum. Am înțeles. Haideți să vedem programul acesta al dumneavoastră, pe care ne-l propuneți. În ce măsură este un program care vine doar de la USR sau în urma consultărilor cu oameni? Vă rog, uite, doamna Ramona, ați intrat în discuții cu oamenii. Ce vă spun? Da, au nevoie de mai multă verdeață. Am fost, de exemplu, în cartierul Dărmănești, unde o mamă spunea că nu au spații de joacă pentru copii, în jurul blocului cunoscut sub, ca și numărul 40. Și, ieri chiar am fost martorii unui accident și, deși sunt doar două benzi de circulație, a fost un accident cu o persoană accidentată și este nevoie de mult mai mult spațiu verde și de o circulație dirijată, corespunzător și inclusiv parcări, poate chiar în zonele mai aglomerate, să nu mai ocupe trotuarele și să fie mai mult loc de mișcare, să fie și în cartiere niște parcări suspendate. Asta e un proiect de viitor. Vedem asta în urma discuțiilor cu oamenii, că sunt multe mașini și să apar și accidente. Da, și unde te duci în cartiere, pe străzi, peste tot, Mărăței, în peste tot. Peste tot. Seara vezi cum stau mașinile ciorchine, că efectiv
Săracii oameni nici nu mai au unde, nici nu mai au unde parca de multe ori. Atunci fiecare caută un loc unde pot să se descurce. Da, de aceea insistăm pentru pistele de biciclete. Am găsit locuri frumoase și pe marginea Bistriței, unde ne dorim să amenajăm locuri și pentru biciclete și pentru promenadă, să cunoască lumea zona. Chiar am fost să constatăm gunoaiele care se adună pe marginea Bistriței și am găsit o zonă foarte frumoasă care poate fi transformată în loc de promenadă. Exceptând gunoaiele. Da, bineînțeles, după ce facem curățenie. Da. Da, eu mi-aș dori să văd un traseu pentru biciclete cap-coadă. Deci să avem un traseu pentru biciclete, amenajat, cap-coadă, să te poți duce acolo, să știi că nu ai alte probleme decât să conduci bicicleta, să te bucuri de mișcare și de aer. Păi, în zona de promenadă, de pe malul stâng tehnic al lacului Reconstrucția, dorim să facem o astfel de zonă. Are o lungime de 1600 de metri, deci 3200 de metri dus în toți, în care noi, pietrenii, putem să folosim bicicleta fără a avea niciun pericol. Cu siguranță nicio mașină nu va fi în zonă. Tot acolo dorim să facem și o zonă de promenadă, cum spunea și Ramona, plus zone amenajate pentru recreere. Da. Mai avem proiecte, zic eu, multe. Dorim să facem sensuri unice, pentru că, așa cum bine știm, infrastructura actuală este cea care a fost proiectată în anul 1960 sau prin perioada respectivă. Nu s-a mai întâmplat nimic, n-a mai apărut nicio stradă în plus în Piatra Neamț sau nu s-a mai lărgit nicio stradă în Piatra Neamț. Iar soluția este crearea de noi sensuri unice. Trebuie să ne adaptăm, trebuie să înțelegem că sensul unic ajută mult mai mult la fluidizare decât, să zic eu, sensurile giratorii. Va fi mai greu la început până noi șoferii ne vom învăța cu noul traseu, dar vă garantez că nu se va mai sta atât de mult în trafic. Chiar am făcut și o simulare, chiar dacă străbați, parcurge o distanță mai lungă, o parcurgi într-un timp mai scurt. Absolut. Și asta este foarte Absolut. Important. Vă dați seama că o mașină care stă în trafic poluează mai mult decât o mașină care este în deplasare. Trebuie o semaforizare inteligentă, pentru că avem o stradă fără prea multe intersecții în care semafoarele nu sunt sincronizate între ele. Prinzi unul verde, la următorul prinzi roșu, într-o distanță de 150 de metri. Așa ceva nu se poate. Deci acel lucru chiar nu costă bani. Credeți-mă, vorbești cu firma care îți administrează semafoare și spui: nu mă interesează, ai o lună la dispoziție să-mi faci, să programezi acele semafoare să funcționeze conectate între ele. Este vorba de matematică aplicată, nimic altceva. Credeți-mă, este matematică aplicată. Bun, cel mai mult mă distrează în anumite zone din Piatra Neamț, ai semafoare și ai acolo alături un stâlpuleț pe care spune: apasă aici, așa, și te duci de curiozitate să apeși, da? Și butonul nu merge. Sau... Bine, apeși, dar tot la timpul ăla care ți-l afișează... Asta e așa de deci este... entertainment, să nu te plictisești cât stai la trecere. Exact, exact, adică cred că unul singur funcționează așa aici, în zona pieței, cred. Asta de la piață. Cred că atâta funcționează. În rest sunt de design, așa, dau bine. Mai sunt pe timp de noapte unele treceri pietoni care nu sunt destul de iluminate. Și asta este o problemă foarte gravă, pentru că știm că s-au mai întâmplat, din nefericire, accidente pe treceri pietoni, pentru că șoferul nu a văzut pietonul pe trecerea de pietoni. Și din acest motiv venim tot cu o soluție simplă de a spori vizibilitatea pe treceri pietoni a celor care folosesc trecerea. Da. Dacă mai aveți și alte proiecte, avem pe proiecte, finalul emisiunii? Dorim să facem în zona spitalului, după ce vom realiza în acea zonă sensuri unice,
Pe sensul de deplasare pe strada Orhei către piață, dorim să facem un pasaj subteran pentru a fluidiza și mai mult traficul acolo. Pentru că știți foarte bine că și acolo, în orele de vârf, se blochează traficul. Și trebuie să ne gândim că numărul mașinilor în Piatra Neamț crește și va crește de la o lună la alta, de la un an la altul. Iar noi trebuie să venim cu soluții din timp pentru a fluidiza traficul. Pentru că la un moment dat o să rămânem blocați în Piatra Neamț, chiar dacă este un oraș foarte mic. Vedeți acum, când a început școala, dimineața este un haos în trafic. Autobuzele, nu, când opresc, nu au alveole. Automat, prima bandă este ocupată de acel autobuz care stă un minut, două, până ce coboară și urcă lumea din el. Iar în urma lui se formează o coadă destul de mare. Automat, lângă stație, ai un semafor care, dacă se face roșu, oprește și mai în spate și se lungește coada aia și automat... Până la următorul semafor. Până la următorul semafor și așa dimineața toată lumea își începe ziua super nervoasă, iritată și, cum știm foarte bine, așa cum îți începi dimineața cafeaua de dimineață, așa o continui toată ziua. Și dacă ți-ai început-o prost se termină. Da. Eu sper să fi început bine ziua de astăzi și eu și dumneavoastră și cei care ne urmăresc. Doamna Ramona, dacă vreți să ne transmiteți ceva pe final de emisiune? Da, am. Din mersul pe stradă și întâlnindu-ne cu oameni în această campanie, am constatat că foarte mulți oameni sunt dezamăgiți de ultimii 30 de ani de conducere și de clasa politică în general și foarte mulți ne-au spus că nu merg la vot. Și trebuie, încercăm să convingem oamenii că trebuie măcar să-și poată exprima un vot, chiar dacă este unul negativ sau oricum este, dar este foarte important să participe la vot, pentru că, așa cum și sloganul nostru ne spune, om cu om putem schimba lucrurile și inclusiv activitatea din Piatra Neamț. Este același lucru pe care l-am spus și eu la finalul aproape a fiecare emisiuni. Oamenii se tem totuși, pentru că așa este situația și trebuie să ne înfrângem această temere. Dar este foarte greu să-i spui unui om care are 70 de ani și are și boli de care suferă, inerente, și să-i spui să meargă la vot. De aceea trebuie să mergeți om cu om și să încercă. Să știți că om cu om, și-am întâlnit oameni în vârstă care ei nu știu că au posibilitatea și dreptul să cheme acasă una mobilă. Ei nu știu care sunt pașii de urmat. Rămâneau surprinși, cum adică să vin? Să vină cineva acasă să voteze. Așa foarte bine. Faceți cerere și va veni cineva din circumscripția în care sunteți arondată cu o urnă mobilă să vă puteți exercita dreptul de vot. Toată conștientizarea asta a populației în ultimii ani a lăsat de dorit. Și cei care ajung în conducerea primăriei uită în timpul mandatului să mai iasă, să mai vorbească cu oamenii pe stradă. Și oamenii ne-au reproșat foarte mult, că zic, da, domnul Irmia, și dumneavoastră și colegii dumneavoastră, după ce ajungeți la primărie, nu o să mai veniți niciodată să mai vorbim, să ne mai sfătuim, să ne mai consultăm unul cu celălalt. Și le-am promis tuturor, eu sunt o persoană foarte energică și efectiv nu pot să stau într-un loc, o să mă plictisesc stând foarte mult în birou. Confirm, da. Nici la emisiuni, de-abia așteptați, da, ca să plecați. Da, așa sunt eu, tot timpul sunt pe fugă. Chiar glumesc prietenii mei, bă, că și maică-ta, cred că te-a făcut pe fugă, că n-ai niciodată răbdare să stai într-un loc. Asta este foarte bine, este un avantaj al unui primar pentru care își dorește să meargă peste tot, să-i placă, să vorbească cu oamenii, să asculte oamenii. În primul rând, asta trebuie să facă un primar, să asculte și să asculte pe toată lumea. Da. Vă mulțumesc pentru participare. Mă alătur și eu îndemnului. Te rog, dacă mai vrei. Nu, am crezut, și eu am zis că vă mulțumim. Da. Mulțumim. Mă alătur îndemnului doamnei Ramona Tofan. Da. Vă gândi cu foarte multă seriozitate și să participați cât mai mulți la vot, pentru că în felul acesta vom putea avea un primar ales reprezentativ, nu cu 15-20% din voturi, Consiliul Local reprezentativ și
după aceea putem să încercăm să-i tragem de urechi. Nu numai la ziua lor, ci în general, în fiecare zi. Acestea fiind spuse, ne oprim aici, vom reveni în jurul orei 9.30 și după care vom face o pauză de jumătate de oră și vom reveni în jurul orei 11 din nou cu o altă emisiune. La revedere!